astăzi la Rețeaua de Idoli, invitată este o doamnă pe care, dacă încercați să o căutați pe internet, va fi foarte greu să o regăsiți cam așa cum v-ar plăcea. Sunt foarte multe înregistrări cu domnia sa cântând. E mai puțină poveste despre ea. N-am găsit niciun interviu mare cu Maria Buză, care să-mi spună mai mult decât două, trei lucruri pe care deja cred că le știe toată lumea. Asta e o discreție căutată? Nici de cum. A, nimeni nu vă întreabă... Nu a căutat cineva mai mult despre mine și cu mine și n-a vrut mai mult de la mine, probabil, nu știu. Ce să zic eu oamenilor de la început? Ce-ar putea găsi și singuri și nu trebuie să întreb? Că suntem născute în același an. Dumneavoastră cam cu o lună mai devreme decât mine. Anul cu pricina, căutați-l dacă vreți, noi chiar n-avem de ce să vi-l spunem. Deci suntem de-o seamă. Doamna a funcționat înainte de Revoluția Română chiar într-un centru de calcul, e adevărat? Da. Da. Și ce făceați acolo, doamnă? Dădeam spectacole. Foarte frumoasă a fost acea perioadă, 87-89, când în cele două săptămâni în care nu aveam să lucrăm, pentru că ceea ce trebuia să facem noi acolo la serviciu, operator-calculator, nu ne lua decât două săptămâni. Perforați cartele? Perforam cartele, da. Ne bucuram de destul de mult timp liber și încercam să ne distrăm într-un fel. Deci acele ore de spectacole? Da. Le cântai? Le cântam, le dansam, interpretam tot felul de personaje, imitam tot felul de artiști, actori. Da, la un moment dat, obrăznicuțe, colegele mele, îmi creau un spațiu ca la teatru, adică ele își aranjau scaunele așa, rânduri, iar eu aveam așa un loc ușor, drept scenă, unde să mă manifest și să mă simt ca la teatru, ca la și ele ca la spectacol. Suntem aici la Teatrul Elisabeta, în mijlocul Bucureștiului, vis-a-vis de Cismigiu, într-un loc care e vechi de un secol. O imagine care spune mult despre viața ta, care ești un om ba pe scenă la Teatrul Național, ba în restaurante unde oamenii vor să se simtă bine și să-și sărbătorească cele mai importante dintre evenimente, ba pe tot felul de ecrane de televizor, la tot felul de emisiuni populare, ești cam peste tot. Sunt acolo unde... Dar unde ești mai acasă din toate locurile astea? În orice loc, în orice postură mă aflu, mă simt bine și încerc să merit locul acolo unde sunt invitată, acolo unde cineva își dorește să fiu și am așa o stare de bine în toate situațiile în care mă aflu. Dacă cineva alege ca într-o seară, cu un bilet cumpărat, să vină ori la teatru, ori la restaurant, pentru mine înseamnă un gest suprem. Una este să stai acasă în confortul tău, în canapea, și să urmărești, să butonezi, să faci ce vrei tu, să te duci unde vrei tu. Cu telecomanda. Să te duci cu telecomanda. Faptul că ieși din casă și te duci să urmărești un spectacol, să vezi un artist pe care îl apreciezi, mie mi se pare gestul suprem al unui spectator și al publicului în general. Cine te-a convins să dai la teatru? După epoca asta în care dădeai spectacole, în fine... pregătite așa ca pentru colegi, da? Încropite. Cum ai ajuns totuși la concluzia că trebuie să faci facultatea? Puțină lume știe că tu ești absolventă de teatru. Pare că ești un artist care, în primul rând, cu vocea a făcut carieră, care din când în când mai joacă și teatru. Am fost foarte surprinsă, plăcut ce-i drept, dar surprinsă, când cineva mi-a spus... Vai, doamna Maria, cât de frumos cântați! Eu n-am știut că dumneavoastră sunteți și actriță. Și, într-adevăr, se pare că unii oameni au apucat să mă cunoască așa, ca un solist de muzică populară, de petrecere, alături de soțul meu, Taraful George Pătrașcu, dar este și categoria cealaltă care spune, nu știam că și dumneavoastră sunteți actriță, nu știam că, de fapt, și cântați. În studenție, vremea anului 2, am apucat pe drumul ăsta al cântatului, la îndemnul ei Bugnar, căci și facultatea și tot și pregătirea pentru Academia de Teatru și Film, cu Lia le-am făcut, Lia Bugnar,
toată lumea o cunoaște pe Lia Bugnar, este actriță și prietenie dramaturg, da, și regizor. Este o prietenie, nici nu știu că este mai mult prietenie. Cred că undeva lucrurile sunt dincolo de prietenie și se leagă altfel. Un soi de rudenie, nu știu cum. Vorbiți în fiecare zi? Nu chiar în fiecare zi. Prietenia asta e atât de veche că aproape pare dintotdeauna. Parcă sunt tot eu, dar într-o variantă mai bună. O să fie fericită, Lia, să audă asta. Da. Cred că și ea spune la fel despre tine. Nu știu. E puțin supărată pe varianta asta, dacă ar fi să zic așa. Serios? Ce se reproșează? Că nu știi să spui nu. Că ești prea muncitoare atunci când ești într-un loc, da? Și că nu mă menajezi deloc. Și acest lucru ei nu îi se pare normal. Pe scurt, vrea să-ți spună că nu mai e nimic de demonstrat. Cam așa. Spune-mi puțin cum te-a trimis la școală, cum ți-a zis că trebuie să mergi să faci neapărat facultatea. Pentru admitere ne-am pregătit nici mai mult, nici mai puțin, cred că o lună de zile. Eu, mai mult cu forța, dacă vrei, dacă lumea poate să creadă lucrul ăsta. I-am spus, eu nu mă simt în stare să fac așa ceva. Mie mi se pare incredibil de greu ceea ce îmi ceri și nici nu cred că am să fiu admisă, nu? Ba da, ea, fiind studentă deja anul 2, cunoștea acum tot ce se întâmplă în școală, cunoștea profesorii, cunoștea colegii și așa mai departe. Știa nivelul și atunci a zis, nu e adevărat. Eu pot să-ți povestesc de la mine din clasă. Ești la fel de talentată precum colegii mei, la fel de potrivită pentru școala asta și pentru meseria asta, așa cum sunt mulți din generația noastră. De ce să nu încerci? Și cu ce te-ai dus să dai la teatru? Pentru partea de aptitudini vocale. Când am ajuns la momentul să stabilim, să găsim, să alegem piesa ce am să cânt, pentru proba muzicală, ne-am dat seama că nu știu un cântec cap-coadă text. Integral. Da, integral. Și atunci Lia cu minte ei steață, combinatorii așa, a zis, bun, atunci facem altceva. Cânti exact tot ce știi. Și a pus pe hârtie, ce știi să cânt? Păi știam să cânt ceva, un început de cântec din repertorul Mariah Carey. Din repertorul lui Whitney Houston. A, da, te-ai dus sus, la marile voci. A, dar bineînțeles, da, păi, stai puțin, Irina, adică, cu cine crezi tu că vorbești. Da. Așa, și Maria de Maria Tănase. Tănase. Un Maria pic de Maria Tănase, Maria... Și cam cum sună ce cântai tu? Mai ții minte, mai dragă Mărie, că nu erau struguri copți la vie și tu erai mică măriuță, nu știai să-i dai nechiguriță. Și tu erai mică măriuță, nu știai să-i dai nechigurița. We'll always love you, you, my darling, you. Mândrulița mea, muiere, hai la crâșmă și-o-mi bea bere. Nu merg, bă, bărbate, că timbăt așa mi-e bate și arăt de lumea de noi cum se badă o nevoi. Și tot așa cu celelalte melodii. Am avut vreo 5-6. Deci diamantul neșlefuit era clar pe masă la juriu. Te-au luat, cred că, fără probleme. Da, am intrat printre primele. Am fost admisă. Și... Deci tu aveai, de fapt, tot talentul ăsta îl aveai. Te născusești cu el. L-ai avut tot timpul. Deci, cred că de asta dădești spectacolele improvizate la centru de calcul. Era acolo, venea de la familie, unul dintre ai tăi era talentat, făcuse carieră din asta? O, nu. Pe tata nu-l mai am, o am doar pe mama, dar mi-aduc aminte când, bucuroasă,
că am fost admisă la facultatea de teatru, că mi s-a împlinit un vis, că și totuși visul nostru ăsta era al meu și al ei și mai aveam noi o prietenă, Roxana, de a ajunge artiste, cântărețe, actrițe, ce-o fi, numai pe scenă să ne găsim. Și când mi-am împlinit acest vis, bucuroasă am dat și o vestea celor de acasă, alor mei. Mama, tată, tu te teatru, wow, sunt cea mai fericită. Toată lumea era a mea, îți închipui doar. Da, tata, mă rog, te felicit, da, nu e... E o bucurie, într-adevăr, o realizare, dar facultate serioasă nu puteai și tu să faci? M-a amuzat, i-am și zis, asta o să fie o povestioară pe care eu cu siguranță am să o spun dacă cineva mă va întreba vreodată chestia asta. Și uite că, într-adevăr, am cui să o spun. Te-am văzut într-o zi, povestea e cam câte ai de făcut într-o zi și chiar mă uitam, zic, ce om plin de energie. Chiar m-am gândit că ești mult mai tânără decât mine, te rog să mă crezi. Erai plin de energie, glumeai cu toată lumea, schimbai câte o, pasai câte o poantă de la una la alta la fetele de la machiaj care te adoră de altfel și m-au și rugat să spun asta. Și mă gândeam, zic, Doamne, de unde, cum se încarcă, ce baterie are femeia asta ca seara să merg la teatru, fără să știu că joci în spectacolul ei Bugnar de la Teatrul Național, să te văd într-o formă maximă, de ziceai că ziua ta a început atunci la 8, era al doilea spectacol din zi. Da. A fost o zi în care s-au jucat două spectacole cu casa plină. La Teatrul Național, da, Teatrul Național, cu capacitate o seară de peste 500 de locuri, da. De locuri aproape, da. Cam asta ești. Cam asta sunt, da, nici nu știu când mi se încheie ziua și cum de-am reușit să le duc pe toate la bun sfârșit și să mă onorez toate acțiunile din ziua respectivă. Dacă nu știi să spui nu. Da, n-am cum. Și apoi să continui pe cine aș moșteni dintre ai mei în familie. Începuseră aparițiile la TV, la Marina Almășan, la cei de la ora 5 și surprind o discuție între mama și tata. Dragă, e talentat. E talentat. Cu mine seamănă. Vezi? Cu asta mine era tata? Seamănă. Tata. Brusc. Brusc. Apoi mama zice, stai, dragă, liniștit. Că tu la serviciu ești un ursuz, el era croitor, șef de atelier, ești un ursuz și un exigent și n-ai și tu un pic de simț al umorului ca să creezi așa o atmosferă plăcută la serviciu, da? Cu mine seamănă. Noi am venit pe fugă, așa cum ți-am zis, și am avut timp să facem cumpărături. Ia, filahbait. V-am adus și noi câte o mică atenție, frățiorii mei scumpi și dragi. Ia, Petrești, cum te mulțumim. Și pentru matale, tată, cocos. O nucă de cocos. Cocos, ia, nu se. Păi măi, surioară, aici sunt 50 de euro. Păi, ia. Anul trecut ne-ați dat 100. N-a avut, mă, nici el și a trimis părinții la băi. Pe sora cea mică a dat-o la meditații și pe sora cea mare a trimis-o în tabără. De unde? Păi da, mă, dar pe banii noștri. Ești singură la părinți? Mai am un frate și am avut și o soră. Am fost trei, da. Mama, când s-a căsătorit cu tata, era divorțată cu o fică de 10 ani. Sora mea, Victoria. Mai apoi a apărut fratele meu când avea 10 ani și apoi la 15 ani, 5 ani mai târziu, m-am născut eu. Te-au alintat? Erai cea mai mică? Sau... M-au alintat foarte mult. Lunea mă duceau la săptămânal și mă mai luau vineri. Deci te luau totuși. Da. Odată să știți că n-au putut să vină să mă ia vineri și a fost o mare problemă. Nu mai există acum sistemul ăsta de îngrijire a copiilor în care îi duci la creșă sau la creșă, cred că era, nu? Și rămână toată săptămâna acolo, adică nu se mai poate acum. Multă lume cred că ar apela, dar nu se mai poate. Nu, dar aveam 2 ani. Aveam aproape 2 ani. A, deci erai mai... În 2 ani până la un an și 3 ani jumătate am stat. Era o tragedie în sufletul meu, vă dați seama, luni când mergeam acolo și... Aveam să știu că... Mai ții minte asta? Da. Lumea de multe ori spune despre mine că sunt prea emotivă, că sunt prea plângăcioasă, că... Dar cred că perioada aceea din copilăria mea, într-un fel îți spune cuvântul. Atunci când starea mea afectivă se...
se duce în amintirea aia? Te prăbușește. Da. Și le-ai reproșat vreodată? Adică, nu. Dar crezi că au simțit că nu ți-a fost bine atunci? Era o stare de fapt. Nu eram, să zici, singurul copil care avea să fie dus de acasă pentru o săptămână. Toți copiii. Eram un autocar, o mașină, vorba aia, plină de copilași, care mai de care... Eu nu pot să-mi dau seama ce era în sufletul educatoarelor și doamnelor care aveau să fie, să aibă grijă de atât de mulți copii și atât de mici. Numai că sala aceea e... Mie mi-a rămas paturile alea metalice, multe, erau 40 de paturi într-o sală, destul de multe. Și când începea unul să plângă, acompaniau și ceilalți. Și era un lucru destul de greu pentru... Dar am crescut, am ajuns oameni care mai realizați, mai puțin realizați, dar am crescut. Sentimentul așa când se uită lumea în ochii tăi e că mereu încerci să recuperezi ceva, da? Că de asta râzi atât de tare, că de asta ai bucuria asta de a-i face pe oameni să se scuture de toate necazurile, măcar pe termen scurt. Adică pare că chiar îți dorești să-i vezi pe oameni fericiți în fața ta. Se simte asta, să știi. Chiar și când făceai sketch-urile la emisiunea La Odată în Viață. Deci era bucuria aia pe care încercai să o transmiți. Să-i rupi pe oameni de, în fine, rucsacul pe care îl poartă în fiecare zi. Ce era cel mai greu la emisiunea La Odată în Viață? Întâmplarea emisiunii în direct. Atât, atunci, dacă lucrurile nu erau bune în momentul ăla... Nu refăcea nimeni la montaj. Când se refaci, noi veneam cu 2-3 ore înainte și învățam textele și noi nu citeam de pe prompter. Măi, Gheorghe, eu mă opresc direct la Hollywood și mă fac acolo artist american, că o să le cânt eu toate cântecele doinele noastre de aici din Carpați și o să mă cheme Lady Mama, după Mama Mare. Păi și memoria lui Mama Mare. Emisiunea asta n-a fost o ediție, două, trei, au fost sute. Cred că au fost vreo, da. Câți bani? Nu știu câte sezoane, dar vreo 10 știu că au fost. În timp de 8 ani. 7 ani, 8 ani. Ți-a adus notorietate multă prezența acolo? Da, da. Și faptul că publicul acasă, publicul telespectator aștepta și acest moment al nostru, simțeai așa cum stomacul tău se golește și, nu știu, o senzație foarte greu de disimulat și de dovedit în așa fel încât să poți să-ți faci lucrul ăla acolo. Foarte greu, foarte greu. Doamne Dumnezeule! Ce ai? Ți-e rău? Ce e, măi, ți-e rău? Stai! Hai, gata, ce? A murit cineva? Da! Cine a murit? A murit iubirea noastră! Floare albastră! Albastră la față? Nu, făiești roșie ca racul la ca față! Ca dracu? Mai apoi, căpătaserăm așa o oarecare rutină și eu și Marius Rizea și nu mai aveam emoții atât de mari, dar... Emoții au existat dintotdeauna și cred că vor exista dintotdeauna într-o astfel de situație, o emisiune în direct. Dar nu le ai la fel și pe scenă? La Național, acolo cu... Da, dar acolo este un lucru bun și bine repetat. Sunt luni de zile, da? Este un rol pe care tu îl faci în enumărate reprezentații în spectacolul respectiv. Ce faci când te lasă vocea? Când n-ai tonusul ăla cu care trebuie să seduci sala, să o magnetizezi? Din păcate, în meseria noastră nu prea poți lipsești de la serviciu când ai probleme de sănătate. Și atunci mergi înainte. Și cumva, nu știu cum, ceva, cineva îți se aduce acolo, în tine, în viața ta, pe scena ta, în momentul ăla, o minune. Că nici eu nu înțeleg pe Dumnezeu. Dar până fiind acoperișul ăsta.
lumea te iubește foarte tare, pentru că cei care te văd dincolo de un discurs filmat, de un interviu, de un rol, chiar văd omul ăsta bun și sincer din fața lor. Și cred că asta... O întâmplare. Te rog. Mă duc la administrație. Bună ziua, bună ziua. Am și eu un... La blog. Nu, la financiar. La financiar. Am și eu nevoie să radiez o mașină. Da, sigur că da. Șoc. Doamna Maria Boză? Da. Eu fiind pătrașcă în... Acte. Acte. Da. Vai, nu pot să cred. Ce mă bucur să vă văd. Știți ce frumoasă zi mi-ați făcut odată stând și așteptând în ploaie tramvaiul? Nu știu, amintiți-mi. Stăteam așa în refugiu ăla așa și așteptam să vină tramvaiul și dumneavoastră ați trecut pe lângă mine și văzându-mă așa plouată, parcă și tristă, v-ați oprit lângă mine și mi-ați cântat. Ce v-am cântat? Ploaia și noi. Deci mai faci și din astea. Da, și m-am oprit într-adevăr. Ea zice, v-ați oprit lângă mine și mi-ați cântat. E multă vreme de când ploaia ne-a îndrăgit. Din prima seară chiar un parc ne-a dăruit. Atâta i-a speriat pe toți cu stropii grei, că ne-a făcut stăpâni pe parc și pe alei. Ce fericiți copacii uzii scuturam, ca doi copii desculți prin parc noi alergam. Ploaia dansa împreună cu noi. Deci asta n-ai făcut-o pentru emisiunea asta, chiar ai făcut-o pe stradă, pentru doamna. Da. De la financiar. Da. Dacă nu exista Te cunosc de undeva cu mască, fără mască, în fine, formatul ăsta celebru, trebuia inventat pentru oameni talentați ca tine. Eu cred că ai o bucurie nebună să intri în rol. Nu. Deci a fost o experiență la Te cunosc de undeva, primul sezon, cum nu vreți să știți. Bine, tu ai făcut vreo 4 între timp, cred. Nu știam cum să fug după ce am semnat contractul. Când am făcut, am avut prima ediție, am înregistrată, am crezut că mor. Atunci am crezut că o să mor de inimă. Așa emoții mari am avut când am urcat în liftul ăla. Și apoi zic, Doamne, ce am să fac? Hai să zic, m-am descurcat ediția asta, de ce mă fac? În continuare, Doamne, în ce am intrat? Și zic soțului, cum fac eu să ies din treaba asta? Păi nu prea mai e cum. Dar înainte de a semna, într-adevăr, am avut... acasă, am primit cu toții, de fapt, ca să știm despre ce e vorba în această emisiune, un demo cu formatul internațional de la el de acasă, din Spania. Da. Și acolo am văzut, într-adevăr, cam despre ce este vorba în emisiunea spaniolă, ce-i drept cât am putut noi să înțelegem. Dar tot nu eram convinsă că am ce să caut în emisiunea asta. Soțul meu, care am urmărit această emisiune, a zis, vai, nu pot să cred. Emisiunea, apropo de ce spuneai mai devreme, e pentru tine. E pentru tine. Da. Dacă o întrebai pe Ilia, îți spunea la fel. Da, nu, că și Ilia mi-a spus la fel, e adevărat. Dar tot din această neîncredere și teamă și nesiguranța mea, aș fi vrut să renunț. Dar în această emisiune, școala de teatru, actoria, m-a ajutat foarte mult. Pentru că mi-am dat seama că ceea ce am eu de făcut în această emisiune nu este despre a cânta, ci despre a juca un rol. Maria, suntem, cum spuneam așa, în ceva ce, în mod normal, poate fi un restaurant și cu o scenă în spate. E cam cum e viața ta, da? Între scena aia serioasă și locul ăsta în care oamenii lasă garda jos și în care încearcă să se simtă bine și să, nu știu, să se încarce așa cu un pic de emoție și de speranță. Care dintre zonele astea e mai greu de controlat? Eu am o problemă, nu pot să cânt pe scenă. Când am un spectacol de teatru, n-am cum coborâ de pe scenă.
Dar când am concert, spectacol muzical alături de Tarafu George Pătrașcu, nu pot sta pe scenă. Sunt în fața scenei, sunt printre ei, îmi place să-i salut, să le văd privirea, să le simt emoția, și asta nu pot face decât dacă îi am mai aproape de mine. Și astfel nu există nicio graniță între mine și ei, așa cum eram pe scenă. Îmi place foarte mult să fiu în mijlocul oamenilor și așa sentiment plăcut e să ai replicile tale, să trăiești în lumea ta din povestea spectacolului, dar totodată să știi și să simți și publicul lângă tine atât de aproape. Eu, de fapt, nu știu, cred că asta, simt nevoia să fiu în brațele tale, să fiu mai aproape de tine. Dacă eu sunt pe scenă și tu ești jos și eu nu te văd, nu știu dacă e sau nu fericit. Sunteți genul de oameni la care se umple casa la sfârșitul săptămânii? Da, ne place. Ne place să avem prieteni. Avem o casă la țară și acolo ne dorim să vină cât mai multă lume, să ne putem aduna. Te-ai rupt de București, ai fugit din București. Da, dar activitatea totuși în București este cea care... Da, înseamnă totuși să te încarci de undeva. Adică stai, îți vezi copacul tău, e iarba care crește în fața casei, nu mai stai aici între blocuri. E foarte frumos acolo la noi la țară și atunci când ne vin în vizită prietenii, chiar ne distrăm foarte tare, că avem și o pianină și mai toți sunt cântăreți, mai toți sunt muzicanții, artiști, și atunci se încing așa niște petreceri unde mie îmi place să cânt, dar mai mult mă prostesc și soțul zice gata, câteodată exagerezi. Atunci când nu ești în fața publicului, unde trebuie să fii serios și conștiincios și să fii cât mai profesionist, acasă poți să-ți ieși din aceste tipare griji cele și să poți să o iei și Dacă când imitai, când erai la centru de calcul, pe cine imitai? Care dintre artiștii momentului de atunci? Aveam pe doamna Angela Similea, Corina Chiriac. Serios? Da, pentru că... Ce cântai tu de la Angela, de exemplu? Promit să o sun să se uite. Casa mea e o casă cu acorduri ample, e o caldă melodie, casa mea. Eu sunt sufletul din ea, ea e însăși viața mea, viața mea cu tot ce e bun în ea. Eu nu părăsesc momentul, deci erau anii 87-88, în fine, spre anul Revoluției. Și tu ți-aliniai colegele pe scaune. Eu nu se aliniau. La marginea biroului. Da, și le-am spus dacă și mai tu începeai să fii, cum eram noi când eram mici, Nadia în fața blocului, tu erai Angela, Corina. Eram și Nadia în fața erai blocului. Erai și Nadia? Să nu mi-a rupt picioarele și capul de nenumărate ori. Tot... Și de la Corina ce îndrăzneai? Vine sau nu vine, dați-mi un răspuns. Nu cred chiar de mine să se fie ascuns. Unde umblă, unde este, de mi-ar da măcar o veste, să știu că există și mi-ar fi de ajuns. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, strada speranței. Nu știu cum am uitat. La parter. Te-ai întâlnit vreodată cu ele? Sau cu oamenii ăștia care, în fine, atunci erau idolii voștri, da? Că de-aia... Asta voiam să-ți povestesc. Având în vedere spectacolele pe care le dădeam eu la centru de calcul, eu deja eram în lumea asta, oarecum, la TVR, cu... pentru că erau spectacole, erau emisiuni de folclor, iar eu, membră dansatoare la Ansamblul Doina Bucureștiului, asigurăm de multe ori ilustrația coreografică. Adică erai și tu pe undeva. Undeva, prin spate, pe acolo, da. Și așa am cunoscut-o pe doamna Sofia Vicovean, că doamna avea 15 ani, 16 ani, când între dansatori, la momentele dumneai eram și eu și mă bucuram așa să o văd atât de aproape. Mai apoi, țin minte că venind în televiziune, n-am să uit când am văzut așa
în pe holurile alea atât de mari mi se păreau, acum nu se mai pare așa mari, așa, o doamnă îmblănită din cap până în picioare, avea o haină de blană care e cu tren, așa, încălțată cu niște pantofi, cu tocuri elegantă, distinsă, pusă la punct. Când mă apropii și văd că e dânsa, crede-mă, Irina, că m-am lipit de peretele ăla, m-am făcut că mi-a căzut ceva pe jos, că nu știu ce, numai să nu îi trec așa pe din față. Fiind cine? Corina Chiriac. Da. Atât de da. Puternică era da, impresia. Da, mi s-a părut așa ca o regină, văzusem prima dată în viața mea o haină de blană atât de frumoasă. Incredibil cum, cu adevărat artistă. Doamne, dacă stau să mă gândesc ce vremuri erau. O minunăție, o minunăție. Cum, da? Da, așa, divă. Da? Cuvântul, divă. Da, avea greutate. Ai ajuns să fii colegă la un moment dat, da? Cu oameni pe care îi admirai. Ai gestionat bine situația? Cum a fost? Da, doamna Laura Lavrig, Mirabela Dauer. N-am să uit că am fost împreună într-o întâlnire foarte frumoasă a culturii noastre românești cu cultura rusă. Se întâmpla în anul 1985 și delegația noastră a României era condusă de Nicu Ceaușescu. Dumnezeu să-l ierte, da. A fost o acțiune din asta foarte de grad zero, la nivel înalt. La 15 ani eu am avut pașaport diplomatic. Îl am și acum, pașaport verde. A poza mea din pașaport ceva așa, în uniformă și cu un păr foarte dezordonat, n-avea de-a face cu acel pașaport atât de special. Deci ai fost dintre privilegiații regimului. Da. Da, și am zburat la Moscova și am locuit la Hotel Rasia. Deci voi erați într-un film total. Da. Atunci a fost atât de frumos, am stat, cred că 10 zile. Atât de mândru era cu artiștii pe care i-a adus el pentru acest spectacol. Da? Era al 12-lea festival al studenților și tineretului, ceva de genul. Și un spectacol cu adevărat grandios. România era reprezentată prin aceste două doamne. Era la Quintetul Lucian, doamne, n-am să uit, Radu Gheorghe, Vasile Șeicaru, Daniela Vlădescu, erau nume și sunt nume importante ale scenei românești și dansuri populare. Doina Bucureștiului cu Rapsodia și Ciocârlia erau cele trei ansambluri reunite. Delegația noastră a fost în număr de 150 de persoane. Eram toți îmbrăcați la fel. Da. Am avut niște costumați, da. Exact, ca o echipă olimpică, de fapt, așa, au participat foarte, foarte multe țări în acest festival. Erați conștienți că veneați din comunism la mama comunismului, adică aveați sentimentul ăsta de regim totalitar, sau erați pur și simplu niște artiști care mergeați să faceți bine ce știați voi? Tu erai nu foarte mic, aveai 15 ani. Nu știu unde ne-am dus, dar oricum era mult mai bine decât la noi. Dacă era mama noastră, apoi mama noastră făcea treabă bună, da. Ca să zic așa. Dar noi n-aveam de face cu politica. Sunt convinsă că asta a fost o întâlnire clar cu, și în acest bine, știați sens, chiar și tu la 15 ani, știi că Nicu Ceaușescu era fiul... Relațiile politice, da, și cât de bine se avea România cu Rusia și... URSS. URSS, da, URSS. Da, și ce... Dar lucrurile, cum să zic, au fost
din punct de vedere artistic, în viziunea noastră, foarte frumoase. Almintele, ce se discuta dincolo de partea asta spectacolului, nu era treaba noastră, 15 ani. Dar a fost experiența, prima experiență mare din viață. Da, a fost prima noastră. Mi-am adus aminte și trupa Savoy a fost cu noi atunci și n-am să uit că eu și cu o colegă am vrut să ne plimbăm un pic cu metroul. Și pentru faptul că nu ne-am descurcat, pentru că erau mai multe tronsoane supraetajate. Doamne, Dumnezeule, ce experiență aia a fost, chiar cea mai tare experiența mea în sensul ăsta. Nu reușeam să ieșim din metrou. Tot timpul ne urcam într-un tren care ne ducea în altă parte. Apoi tot așa, în fine. Se vorbea puțin o limbă pe care nu o știați, cum ar fi rusă? Da, bine, noi rusă învățam la școală, dar nu atât de bine încât să ne putem... Deci ești din generația care a învățat rusă. Da, limba rusă. Limba rusă și engleză, cele două limbi străine. Și am reușit într-un final să ieșim de la metrou și să scăpăm și să ajungem la întâlnire, unde ne așteptau două autocare pline cu toate aceste, toți acești artiști și oameni care aveau să meargă la repetiție la sală. Da, și n-am să-l uit pe domnul Marian Nistor, care a spus: nu vă e rușine, atâția artiști, ia uitați aici ce lume este în acest autocar, să stea să vă aștepte pe voi. Ne-am cerut mii de scuze, le-am explicat din ce motiv am întârziat, dar nu avea să ne înțeleagă nimeni. Asta a fost, îmi cer scuze încă o dată și acum. Nu cred că a trecut un pic de vreme de atunci, cum ar fi vreo 30 și ceva de ani. Da. Așa, când te uiți în urmă, pare că ai trăit mult, nu? Ți s-au întâmplat diverse în viață. N-a fost întotdeauna cu zâmbet. Nu, ai avut și momentul dur în care l-ai adus pe lume pe băiatul tău, când știu că a fost un episod la limită? Da, atunci când am adus pe Andrei pe lume, a fost, cred, un moment de cumpăn în viața mea, pentru că așa a fost să fie, probleme medicale, n-au făcut să fie o naștere normală și totul să fie cât se poate de bine. Dar având în vedere că amândoi suntem în viață, cred că este mai bine decât ar trebui să fie. Da, a fost un moment greu pentru eu, mai degrabă pentru când a venit soțul tău, da. Doctorul și l-a întrebat în situația dată ce să salveze, copilul sau mama. El a răspuns: mama. Da. Dar medicii au făcut niște eforturi și le mulțumesc pentru asta și ne-au salvat viețile amândurora. Și iată-ne, astăzi suntem împreună, o familie frumoasă, cu un copil de 20 de ani. Să vă trăiască și să vă bucurați tare de el. Regretul cel mai mare al meu, al nostru, al meu și al lui George, este că prin natura meseriei nu am putut fi mult mai aproape, mai mult timp lângă băiatul nostru, să-l vedem așa cum crește. Pur și simplu, parcă m-am trezit deodată așa cu un băiat mare lângă mine, care are o iubită, care îmi spune că el pleacă, are treabă, pleacă 2-3 zile sau, mă rog, cum sunt copiii la o vârstă are atât de frumoasă. Are 20 de ani, nu mai e, da? Un copil, da. Și tăteam și ne întrebam că sunt totuși 20 de ani, cât de repede au trecut. Și, într-adevăr, cât de multe lucruri ni s-au întâmplat în viața noastră, pentru că, având atât de multe activități, ești în mai multe lumi, ca atare mai multe vieți, poți spune, într-una. Da, dar viața cu care rămâi e tot aia de după ce închizi ușa după tine și te uiți în ochii celui de acasă și te gândești pe unde e Andrei, dacă vine, dacă te sună, că presupun că acolo ești tu. Îți sunăm unde ești, ești bine, da. Ne spune să nu mai sunăm atât de des și să nu mai întrebăm lucrurile astea, că el e un băiat în toată firea,
adult și că poate să-și poarte singur de grijă. Apoi tu să fii sănătos, mamă, că și 40 și 50 de ani, dacă îi apuca eu... Cum acceptă el? Da. Așa? Eu tot am tot, să te sun tot să copilul tău e, da. Cum acceptă el celebritatea ta? Că e clar că te recunoaște lumea peste tot. Toată lumea știe al cui băiat e el sau nu prea povestește al cui copil nu, e. Nu, nu. Celebritatea pentru, în casa noastră și mai ales pentru el nu există. Nu, este un serviciu al meu. Așa îl consideră. Mai apar din când în când la televizor. Da, da. Dar nu îi se pare că sunt o persoană așa, pentru că nu mă comport eu ca atare. Eu n-am nicio problemă să duc gunoi, eu n-am nicio problemă să ies în oraș nearanjată, nefardată. Bine, tu ai plecat și la capătul lumii într-o emisiune de supraviețuire împreună da, cu prietena Lia Bung. Da, și atât cât nu am această stofă de artist, uh-huh. ca să zic așa, cum s-a exprimat cineva stând la coadă în urma mea, și recunoscându-mă, a avut așa o reacție și expresia asta a fost. Bine, la momentul ăla n-a fost un lucru bun, adică omul nu mi-a făcut un compliment, dimpotrivă. Văzându-mă acolo la coadă, ca orice om și cu treburile de zi cu zi, s-a uitat așa la mine și a zis nu prea aveți așa stofă de artist. Păi zic, ce-am găsit și eu pe acasă? Ce era să-i răspund? Apropo de emisiunea asta de supraviețuire, unde v-ați dus tu și cu Lia, în fine, cred că s-o faceți și pe asta. A fost o lună de zile pe care noi am petrecut-o clipă de clipă, moment de moment, cu bucurie, cu stres, cu chin, foarte, foarte greu ne-a fost. Ai mai avut chef de glume acolo? Ai mai cântat vreodată? Adică ai mai fost tu? Da, dar nu într-un fel așa relaxat, pentru că știam foarte bine că ceea ce aveam eu să cânt acolo, oamenii nu înțelegeau. Pe de-o parte era simpatic și acest fapt că nu înțelegeau ce cânt, dar pe de altă parte nici nu cream cine știe ce impresie, da. Moment. Dar cu toate astea am cântat unei doamne care ne-a povestit, nu ea, ci cei din jurul ei, întâlnind-o pe un trotuar, urcată pe o masă cu o păturică și o pernuță, ne-am dat seama că ăla este locul în care ea trăiește. Pe acel trotuar, pe acea masă... În ce țară erați? În Filipine. Avea să fie noaptea locul unde să doarmă, pat, și ziua masă. Nu vorbea, dar un zâmbet permanent pe față, cu ochi foarte... Transmitea. Da, veseli, așa. Dar cu o poveste foarte tragică în spate. Casa ea iarsese, iar copilul și soțul muriseră într-un accident. Și i-ai cântat. Și i-am cântat Te iubesc. Te iubesc, am cântat cu noduri în gât, pentru că... Mi-am dat seama că am întâlnit un om care a pierdut totul în viață și a pierdut familia, casa, rostul, dar cu toate astea se bucura de viața ei și de ceea ce mai avea pe lumea asta. Ia. Deci nu ai dreptul să renunți la viață, cumva era acest exemplu. Nu ai de ce să renunți la viața ta când ți-e dată și o ai de trăit. Ea așa și-o trăia. Având în vedere că atât de puține se știu despre tine, o să încerc un mic chestionar, ca oamenii când dau acum o căutare sau când vor da după emisiune Maria Buză, să știe puțin mai mult decât știu despre tine. Primul spectacol la care ai fost spectator? Zbor deasupra unui cuib de cuci. Florin Piersic juca. A, deci era Florin Piersic. Florin Piersic, Cezara Dafinescu, asistenta șefă, Claudiu Blonț. Cea mai neobișnuită ocupație din copilărie? Să cânt la trompetă. A cui trompetă?
În școala generală era un grup de toboșari și trompetiști. Și tu ai făcut parte din el? Am făcut parte din el, bineînțeles, alături de Lia Bugnar. Și am cântat la goarnă. Bine, nu la trompetă, la goarnă. Personajul istoric preferat, există așa ceva? Agripina, care a fost omorâtă chiar de gărzile fiului ei și care, când era bătută, schingiuită și chinuită, ea spunea, nu-mi loviți pântecul, pentru că aici l-am ținut pe împăratul Nero. Persoana fără de care nu ai fi cine ești astăzi? Lia Bugnar. Acum sau mâine? Acum. Ce nu-ți lipsește niciodată din bagaj oriunde ai pleca? Nu-mi lipsește nimic pentru că nu-mi iau bagaj cu mine. Adică bagajul pentru mine nu înseamnă câteva lucruri. Mă am pe mine și atât. Îți mulțumesc mult, Maria, și sper să ne mai reîntâlnim. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu tot dragul. Mi-ai promis că nici când noi nu ne vom despărți, de ce ne-am pierdut, de ce? Nu-mi pasă că timpul n-are hotar.